Plecările deputaților dintr-o fracțiune în Altal ar putea face pe premierul Ion Chicu să ia în considerație o eventuală demisie în cazul dispariției majorității parlamentare formate de către deputații PSRM și PDM. Șeful executivului precizează că ar fi fost surprins dacă cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale nu ar fi fost înregistrat acest fenomen de migrare a deputaților. Totuși, spune premierul, demiterea guvernului ar fi o adevărată catastrofă, mai ales pe timp de criză economică, iar asta va duce inevitabil și la o criză politică. Destabilizarea este posibilă prin eventualitatea încercării existente acestei majorități parlamentare, care înțeleg că sunt 52, mi-e pare că sunt 52. Deci în eventualitatea dispariției acestei majorități parlamentare, eu o să mă gândesc foarte mult dacă mai rămân cu nimic. Niciun guvern care este în deplină competență, cum este acum, nu este în stare să rezolve tot și așa cum așteaptă cetățenii. Dar dacă mai demiți guvernul ăsta și-l lași fără competență să gestioneze lucrurile în țară, aceasta va fi catastrofă. Coaliția PDM-PSRM a rămas cu 52 de parlamentari, pentru o majoritate parlamentară fiind nevoie de cel puțin 51 de deputați. În ultima perioadă, mai mulți democrați au plecat din PD, Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc au aderat la Partidul Șor, iar alți 10 au ales grupul parlamentar Pro-Moldova. Totuși, dacă s-ar produce demiterea guvernului de către opoziția parlamentară, e greu de crezut că ar putea fi numit un nou prim-ministru, în condițiile în care atât Maia Sandu cât și Andrei Năstase refuză categoric o colaborare cu Partidul Șor, ale cărui voturi ar putea fi decisive, în condițiile în care cei din opoziție mai au nevoie doar de 2 voturi pentru exprimarea votului de neîncredere. Chiar și după demitere până la identificarea unui nou prim-ministru, ceea ce presupune și consultări cu președintele țării, Ion Chicu ar putea rămâne prim-ministru interimar, însă guvernul va avea mult mai puține atribuții. În cazul în care acesta ar alege totuși să plece, atribuțiile lui vor fi exercitate fie de către Serghei Pușcuța, fie de către Cristina Lesnic, ambii îndeplinind funcția de viceprim-ministru și, prin urmare, se va activa pe timp de criză doar tehnic, conform premierului. Guvernul Chicu a fost investit pe 14 noiembrie, în toamna anului trecut, cu voturile a 62 de deputați PSRM și PD. Coaliția de guvernare s-a oficializat însă abia pe 16 martie, când cele două formațiuni au semnat un acord.